tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Înainte de a începe, nu uitați să dați un like la acest videoclip, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că am pregătit câteva videoclipuri foarte interesante. Bun, dar să revenim la subiectul videoclipului. Când postez un videoclip cu mașini mai ieftine, mulți dintre voi îmi scrieți că de ce nu postez videoclip cu mașini scumpe și viceversa, când postez cu mașini scumpe, de ce nu postez cu mașini ieftine. Așa că am decis că o să fac un videoclip în care să combin atât mașini ieftine cât și mai scumpe. Cea mai ieftină mașină din videoclipul de astăzi costă în jur de 600 sau 700 de euro, iar cea mai scumpă este 40 sau 50 de mii de euro, nu mai știu exact. Deci o să vedeți o gamă foarte diversificată de mașini și de prețuri, ca să vă fie mai ușor să vă alegeți mașina dorită. Bun, cam astea fiind spuse, haideți să vă arăt ce mașini am găsit. Prima mașină pe astăzi ar fi acest Audi A4 Cabrio din 2003. Dacă vrei o mașină Cabrio și nu ai un buget foarte mare, vrei o mașină care să arate bine, un Audi A4 ca acesta ar fi o alegere destul de bună. După cum vedeți, fostul proprietar a înfoliat mașina într-un gri semi-lucios, arată destul de interesant. Vine cu două seturi de jante, un set pe 17, plafonul este în stare bună. Interiorul arată neașteptat de bine, are scaune de RS4, navigație, clima automată, cutie de viteze automată, comenzi pe volan. Deci este un Audi A4 chiar foarte bine echipat, are și farurile cu xenon. Vine cu motorul de 2.4 benzină V6 170 de cai, are 240.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 2.600 de euro. Ce spuneți, ar merita? Următoarea mașină ar fi acest BMW Seria 3 din 2012. Mașina de față este un exemplu foarte bun pentru cei care cred că pot să-și cumpere un Seria 3 cu 180.000 de kilometri din 2005 și la 4.000 de euro. O să vedeți imediat câți kilometri are mașina de față. Vine cu X-Drive, vedeți și voi, arată foarte bine, este modelul facelift normal. Vine cu jante pe 16, anvelopele sunt destul de bune. Interiorul arată foarte bine, are scaune sport încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, deci este un BMW Seria 3 foarte bine echipat, are și farurile cu xenon. În orice caz, este un model care se fraudează destul de des, așa că v-am lăsat un link în descriere cu două rapoarte pe car vertical la preț de 1. Vine cu motorul de 2000 diesel 184 de cai, are 283.000 de kilometri. Verificarea este valabilă până în 2021, iar prețul este de 7.500 de euro. Aici avem o Skoda Karoq din 2018, mașina a avut un singur proprietar, o să vedeți imediat, are și un număr redus de kilometri. Garanția dată de producător mai este valabilă încă 2 ani, deci dacă apar anumite probleme, poți să folosești garanția și în România fără nicio problemă. În rest, mașina, vedeți și voi, arată bine. Vine cu jante pe 16, anvelopele sunt aproape noi. Interiorul arată ca nou, are scaune sport încălzite, îmi plac foarte mult, clima automată, navigație, cutie de viteze DSG. Deci este o mașină foarte bine echipată, inspecția tehnică este nouă, deci mașina corespunde din punct de vedere tehnic, nu a avut nicio daună. Am spus, este din 2018, are motorul de 1 litru benzină 116 cai. Doar 31.000 de kilometri, iar prețul este de 18.200 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem un Ford Focus ST din 2012, deci este un ST veritabil, nu are doar pachetul sport. Îmi place foarte mult cum arată bara din spate, are și evacuarea pe mijloc. Adică la prima vedere îi spune că este o mașină a unui agent de vânzări, dar dacă te uiți mai bine, de fapt este o mașină destul de sportivă. Vine cu senzor de parcare pe spate, în rest vedeți și voi, mașina arată bine. Are jante pe 18, care au fost vopsite în negru, anvelopele sunt destul de bune. Cam așa arată în interior, are scaune sport de la Recaro încălzite, clima automată, navigație, parbriz încălzit, comenzi pe volan, pilot automat. Deci este un Ford Focus care are ceva dotări, până la urmă nivelul de echipare este ST, adică face parte din cele de top, inspecția tehnică este nouă. V-am spus, este din 2012, are motorul de 2000 benzină 250 de cai, este Euro 5, 130.000 de kilometri, aveți și seria de șasiu, iar prețul este de 11.900 de euro. Mai mulți dintre voi mi-a spus să caut un Seat Leon 2, așa că am găsit mașina de față care este din 2006.
a avut doar 2 proprietari, se află într-o stare foarte bună, vedeți și voi, arată impecabil, nu este zgâriată, nu are lovituri, deci chiar este un Seat Leon care se află într-o stare foarte bună. Vine cu jante pe 16, sunt originale Seat, anvelopele sunt destul de bune. Interiorul arată bine, are climă automată, pilot automat, doar 2 geamuri electrice și în plus mai are și oglinzi care se rabatează electric, deci nu este un Seat Leon foarte bine echipat, doar că este o mașină care se vede că a fost întreținută, se oferă și garanție, din această cauză și prețul este puțin mai ridicat. Vine cu motorul de 1.6 benzină 102 cai, are 125.000 de kilometri, aveți și seria de șasiu, iar prețul este de 4.800 de euro. Ce spuneți, merită? Următoarea mașină ar fi această Honda Civic Tourer din 2014. Este o mașină foarte potrivită pentru o persoană care nu are un buget foarte mare, vrea o mașină relativ nouă, totuși este o mașină din 2014, are doar 6 ani. Este vândută chiar de către reprezentanța Honda, vine cu 2 seturi de jante, cele pe care le vedeți în momentul acesta sunt pe 16, anvelopele sunt foarte bune. Nu știu dacă se vede pe videoclip, dar culoarea este un alb perlat, foarte interesant. Interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, pilot automat, deci este Honda Civic destul de bine echipată. În plus de asta, inspecția tehnică este nouă, deci mașina corespunde din punct de vedere tehnic. Am spus, este din 2014, are motorul de 1.6 diesel, 120 de cai, este Euro 5, doar 97.000 de kilometri, iar prețul este de 9.000 de euro. Un membru al canalului m-a rugat să caut un Golf 7 GTD, așa că am găsit mașina de față, care este din 2015. A avut doar 2 proprietari, se află într-o stare foarte bună, vedeți și voi, arată impecabil. Vine cu senzor de parcare față-spate, are stopurile pe LED, în orice caz este un Golf 7 bine echipat. Vine cu jante pe 18, anvelopele sunt aproape noi. Interiorul arată foarte bine, are scaune sport încălzite, clima automată, navigație, trapă, volanul sport cu comenzi pe el, pilot automat. Are și farurile cu xenon. Vă reamintesc că puteți să deveniți membri, v-am lăsat și un link în descriere ca să vedeți despre ce vorbesc. V-am spus, este din 2014, are motorul de 2000 diesel, 184 de cai, este Euro 6, 134.000 de kilometri, tiuful este nou, aveți și seria de șasiu, iar prețul a fost redus la 14.000 de euro. Următoarea mașină ar fi acest Opel Vectra din 2003. Pentru o mașină care, gândiți-vă, are 17 ani, eu zic că se află într-o stare foarte bună, adică la o mașină atât de veche, cel mai mare inamic ar fi rugina, dar Opelul de față nu am văzut să aibă. Vine cu senzor de parcare pe spate, are și cârlig de remorcare, jante pe 16, anvelopele sunt destul de bune. Interiorul arată bine, vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, pilot automat, are și cartea service pe scaun. Da, nu poți să ai pretenția de la o mașină din 2003 să fie plină de dotări, are și senzor de parcare pe față, acum am văzut. Vine cu motorul de 2.2 benzină, 147 de cai, are 240.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 700 de euro. Am primit multe cereri de la voi să caut un Ford Mustang, așa că am găsit mașina de față care este din 2019. O să vedeți imediat, are un număr foarte redus de kilometri, deci practic este o mașină nouă. În general, când îți cumperi un Ford Mustang, trebuie să fii foarte atent, pentru că multe mașini au fost importate din Statele Unite, au fost lovite, reparate. Deci cel mai bine ar fi să-ți cumperi un Mustang din reprezentanță, nou sau second hand. Vine cu jante pe 19, anvelopele sunt noi, sunt de la Michelin Pilot Sport 5, deci niște anvelope foarte bune. Interiorul este nou, are scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteză automată cu padele pe volan, ceasuri de bord digitale. Deci este un Ford Mustang full option, o să vedeți imediat și ce motor are sub capotă, are farurile cu LED, în orice caz este o mașină care arată foarte bine,
iar prețul nu mi se pare foarte mare raportat la ce oferă. V-am spus, este din 2019, are motorul de 5000 benzină V8, 450 de cai, doar 47 de kilometri, deci v-am spus este nouă, iar prețul este de 46.000 de euro 500. Ce spuneți, ar merita sau nu? Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Aici avem un BMW seria 3 din 2000, sau mai bine spus, renumitul BMW E46. Mașina de față se află într-o stare neașteptat de bună, nu am văzut să aibă deloc rugină. În plus de asta, vine și cu cel mai îndrăgit motor de către români, are senzor de parcare pe spate, jante pe 15, sunt cele originale BMW, anvelopele sunt destul de bune. Interiorul este impecabil, vine cu clima automată, două geamuri electrice, computer de bord, oglinzi care se reglează electric și cam atât. Na, până la urmă este o mașină din 2000, inspecția tehnică este valabilă până în 2022, are renumitul motor de 2000 diesel 136 de cai, 130.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 2.100 de euro. Următoarea mașină ar fi acest Audi S5 din 2017, deci nu este un Audi A5 cu pachet S-Line, este un S5 veritabil. Are evacuări cu două ieșiri pe ambele părți, a avut un singur proprietar. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu. Mă puteți găsi și pe Instagram la Autorulate Germania. Vine cu jante originale pe 19, anvelopele sunt bune, plăcuțele de frână au fost schimbate recent, este ceva perfect normal. Interiorul arată ca nou, vine cu scaune sport încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, head-up display, cutie de viteze S-Tronic cu padele pe volan. Până la urmă este un Audi S5, este normal să vină cu atâtea dotări, are și farurile full LED, tracțiune 4. Sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpăra voi din acest videoclip, aștept părerile voastre în comentarii. Are motorul de 3000 TFSI, 354 de cai, 90.000 de kilometri, aici aveți și seria de șasiu, iar prețul este de 40.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.